Din nou direct, tragedie în județul Satu Mare, o femeie în vârstă de 64 de ani a murit după ce a fost pulberată în timp ce traversa ilegal. În imagini se observă cum aceasta stă de vorbă pe marginea străzii cu un alt șofer. După doar câteva minute, femeia încheie convorbirea, apoi trece strada fără să se asigure prin loc nepermis. O mașină de pe sensul opus de mers a lovit-o din plin, iar trupul femeii a fost aruncat la câțiva metri. O martor a sunat imediat la 112. Femeia a fost resuscitată de către paramedici și preluată ulterior de, de un elicopter smurd. În ciuda tuturor eforturilor, însă a fost constatat decesul. La volanul mașinii se afla un bărbat în vârstă de 31 de ani din județul Suceava. El a fost testat cu aparatul etilotest iar rezultatul a fost negativ. În cauză a fost deschis un dosar penal iar cercetările continuă.